S-a născut dincolo de Prut, cântă dumnezeiește și o face de la vârsta de doar 13 ani. A debutat pe scena Operei Naționale, are multe premii naționale și internaționale și a și cântat pe scene internaționale. Așa că după una intro de acest gen, nu vreau să vă las să stați în suspans, pentru că o întâmpinăm cu mare drag pe Ana Cepotari. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața și bine ai revenit la noi! Pentru invitație din nou! Sunt foarte fericită, mă simt bine că și deja suntem ca acasă. Spectatorilor, bine, îi văd și pe ecran în momentul ăsta, că Ana este soprană și, uite, te-aș întreba, când ai decis să vii în România și de ce? Este o poveste tare frumoasă venirea mea în România. La 13 ani, nu, la 12 ani am venit aici la un concurs și, în urma acestui concurs, am primit o bursă din partea statului român, dar povestea este un pic mai interesantă, pentru că nu în cadrul concursului am primit această bursă, ci după un eveniment care a avut loc la Patriarhia Română și unde Preafericitul a ținut o predică, ne-a ținut nouă concurenților o predică, iar la final, doamna profesoară mi-a rugat să urc pe scenă. De fapt, mi-a zis să urc pe scenă. A fost un îndemn. A fost urcă pe scenă. Da, urcă pe scenă acum. Eu deja știam ce am de făcut. Am început să cânt Tatăl Nostru. A fost ceva total pe nepusă masă pentru toată lumea. Nimeni nu și-a dat seama ce-i cu mine acolo, de unde vin, de ce cânt. În schimb, Preafericitul s-a întors din drum, m-a binecuvântat. Iar toată această lucrarea lui Dumnezeu, pot să spun, că de fapt a fost o chestie foarte ad hoc, a generat o discuție cu cineva de la Președinția României care mi-a oferit această bursă. Și așa am ajuns eu la 13 ani în București să fac studiile la liceul din Ulipa. Frumoasă poveste și... Da. Cum te-ai adaptat? Fiind la o vârstă atât de fragedă, m-am adaptat foarte rapid. Știu colegi care au venit mai târziu și le-a fost mai greu. Mie, în schimb, mi-a fost foarte ușor și repede. Și accentul l-am însușit și totul a fost... adică a fost un pic dificil pentru că nu aveam părinții lângă mine să mă susțină. Dar acolo aveam cămin, aveam masă. Erau oameni care se ocupau de noi și se îngrijeau de noi. Am venit cu două dintre cele mai bune prietene din Moldova și atunci mi-a fost ușor. Am înțeles, n-am simțit, da, happy three gașcă. Friends, da, cele trei prietene. Da. Ah, ok, da, e frumos așa, practic. Și putem spune că ți-a debutat adolescența în București? Da. Da, no? Și acum dacă stau să mă gândesc... A fost și periculos în același timp pentru mine, la 13 ani, că eram în adolescență, multe... Un oraș care te poate corupe în multe direcții. Dar am avut protecție. Asta pentru că și eu am fost, de fapt, instruită de acasă să fii la locul tău, să fii fată cu minte, să nu te duci de colo-colo și asta m-a ținut cumva verticală și... Am rezistat tentațiilor. Ce mai faci, Ana? Eu sunt bine. Fac multe lucruri. Fac foarte multe. Mai ales fiind și mamă, e... Cred că ce nu face Ana, întrebare? Asta este cea mai dificilă meserie, practic. Exact. Dai voie să fac o glumă, dacă vrei să-i sperii pe copii. Mai ridici nota cumva ca să... Măi, eu mă abțin foarte mult. Ei țipă foarte de tare și am următoarea amenințare. Mamă, vrei să țip cum țipați voi? Și atunci... Am garantat liniște. Dar, pentru că dacă o faci, le spargi timpanele. Nu despar timpanele, dar nu e bine. Că te se transformă. Vreunul din copii? Da, amândoi au ureche muzicală și au simț ritmic, dar eu n-am lucrat deocamdată cu ei, îi lasă să se dezvolte și dacă ei să vezi mai ce le place, că poate... Cel puțin cel mare s-a cerut să facă dans. Și atunci îl dau la niște cursuri de dans, dar în rest nu vreau să intervin, vreau ei să-și aleagă drumul. Și peste câțiva ani să ajungă să danseze pe ritmurile cântate de mama lui, cum ar fi... Poate, de ce nu? Adică, oricum eu mi-am schimbat stilul, nu mă duc foarte mult în partea de operă, pentru că am ales să fac și alt gen de muzică și atunci... Poate mama și lansează niște piese mai moderne. Ce alt gen de muzică? Păi m-am dus către pop, operă, musical. Am cântat și cânt pop. La un moment dat, în parcursul meu, am făcut și evenimente private. Mă duceam la anunți, botezuri, etc. Așa.
popular, adică am îmbind stilurile și am această versatilitate vocală, uh-huh. pot să mă adaptez. Da, e foarte important să poți cânta orice, pentru că așa te adaptezi oricărei situații, exact. Și poți să faci și altceva, nu numai... Chiar, uite, apropo de scenă, pe ce scenă ți-ai dori să ajungi și n-ai ajuns încă? Pe astea din București am fost pe toate, și sala radio, și operă, și Ateneu, sala Palatului, deci în București nu aș avea, poate undeva... gata. Eu cred că v-am spus și data trecută. Îmi doresc foarte tare să cânt într-un amfiteatru grecesc. Într-un teatru vechi. Da, da, da. Asta, frumos. Asta e visul meu. O încărcătură, da. Specială. Da, da, da. Și ca istorie, dar și ca context. Dar poți să-ți imaginezi studioul nostru ca fiind cumva un amfiteatru grecesc? Adică, uite, plecând de la această imagine, uite, colegii mei vor da acum o imagine, tu preiei imaginea respectivă, ducând-o spre creier, probabil că îți vei crea, să spunem așa, fundalul preferat. Cred că această poză poate să descrie destul de bine cam ce... Da. Este pe sufletul meu. Super. Uite, pe sufletul tău. Acum faci un exercițiu de imaginație. Îți imaginezi că ești acolo și te rugăm să ne cânti ceva. Da. Imediat. Punem, avem și un negativ, dăm play la negativ ca să ai și un fundal sonor. Ana, ce botari! Qui dove il mare ruccica e dove tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, ma tanto bene sai, è una catena ormai che sciolge il sangue. Vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano sole le lampare e la bianca scia d'un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire a nuvola gli sembra più dolce anche la morte. Guardano gli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi l'improvviso c'è una lacrima e lui credete di affogare. Te voglio sai, ma tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue, tinta bene sai. Della riga, dove ogni dramma è un falso, chi con un po' di trucco e con la mimica poi divertare un altro, così diventi tutto piccolo, anche la notte là in America, di volte vedi la tua vita come la scia non è lì. Te voglio bene,
sai, ma tanto, ma tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue ti. Deci pe noi ne-ai redus la tăcere. Deci noi ne-ai făcut pielea de găină una la mână, ne-ai redus la tăcere. Cred că și pe telespectatorii noștri, pentru că jos pălăria. Băi, eu nu mai pățisem asta de mult și nu mă așteptam să o pățesc într-un cadru de genul ăsta. Emoționant. N-am stat poate niciodată atât de aproape de o soprană care să ducă și probabil că nici nu, e doar pentru mine înalt poate. Exact. Probabil că n-ai cântat deloc înalt. Piesa asta nu este deloc înaltă, pur și simplu. Deci titlul ai o voce caldă. Da, extrem de caldă. Mi-a plăcut până și starea în care ai intrat și faptul că mie nu mi se pare ușor să poți accesa starea aia dintr-un studio de TV cu atâtea lumini pe tine, cu stând pe scaun. Poate că e nevoie de altă poziție, de altă stare, dar tu cu toate astea... Se antrenează. Da. Se antrenează și atunci când o faci cu sufletul, orice cadru poate fi scena ta. Adică pentru mine nu contează când pentru un om, când pentru 10 oameni, când pentru 1,100,000. Adică tu mai devreme ai mai fost la noi la Matinal pe Roți când ai cântat sau undeva poate chiar... Erai în amfiteatru grecesc. Exact, în amfiteatrul grecesc. Sunt în spațiul meu. Eu cumva mă duc în zona aia din care primesc ceva. Uh-huh. Care, eu despre asta zic, talentul de fapt e nu ne aparține. El ne este dat. Și ca să... Ce ne aparține nouă, munca ne aparține. Noi trebuie să muncim și să-l șlefuim. Dar în momentul în care ieși pe scenă, dacă te deconectezi de cum sună, cum sunt, cum arăt, ce spun oamenii despre... Te pierzi. Tehnic sunt bine, nu sunt bine, asta te pierzi, te deconectează. Iar dacă îți urmezi cumva firul, da, te legi de sursa de unde vine acest talent, emoția pe care o transmiți este mult mai mare. Poți să te întreb un lucru care e puțin off-topic? Ai cântat vreodată descalțată pe o scenă? Nu, dar urmează. Ți-am dat o idee eu? O am. O aveai. Adică o am de mult. Cumva, proiectele care, pe care mi le propun să le fac, de fapt vreau să le duc în zona aia. Poți să ne vorbești puțin despre proiectele de viitor? Clar, sunt doar pe hârtie, deocamdată doresc foarte mult să arăt oamenilor valorile pe care le am, să vin cu darul meu așa, cu tot ce am reușit eu să acumulez și pe partea de clasic și pe partea de tot ce am testat eu pe partea de combinarea altor genuri muzicale, să le ofer din toată cunoașterea asta, să mă conectez la sursă și să transmit emoție. Deci asta este cumva conceptul pe care vreau să merg și să-l duc în spații non-conformiste, nu știu, natură, genul ăsta de locuri, cum sunt amfiteatrele grecești. Adică spre zona aia. Care au ceva de spus și locul respectiv are ceva de spus și o încărcătură emoțională și poate și istorică. În parcursul meu m-am dat seama că, într-adevăr, da, oamenii au nevoie foarte mult de partea asta antrenantă, da, și să se bucure de viață, dar atunci când reușești să ajungi în sufletul lor și să-i atingi cu ceva, îți dai seama că, de fapt, ei mai mult au nevoie acolo. Unde te găsim, Ana? Pe rețele de socializare, Instagram, Ana Cebotari. Exact. Avem pe ecran acum, da, Instagram-ul tău. Lucrez acum la pagină, dau și trucuri de voce. Vreau să cresc un pic vizibilitatea. Înainte eram Și pasionată de sport, printre altele, alergat dimineața. Da, pentru că sportul face parte din...
e necesar să facă parte din rutina unui artist. Vreau să te întreb un lucru. Ai un exercițiu fizic pe care îl faci cu regularitate pentru capacitatea pulmonară sau doar alergare? Sunt mai multe. Yoga este foarte bun pentru deschiderea și elasticizarea diafragmei și mușchilor intercostali. Deci noi suntem practic un vas care trebuie lărgit. Exact. Da? Așa. Iar în ceea ce privește alergatul, folosesc respirația pe pași, 4 timp inspir, 4 timp expir. Da, înțeleg. Este ai zis că 4 timp inspiri? 4 pași in, 4 pași ex. Și se poate testa. E un efort aerobic. Dozezi aerul. Adică ce am observat atunci când te apuci de alergat, respiri haotic. Da, corect. Dar dacă tu îți stabilești un ritm al respirației, este mult mai ușor, rezistența ta crește și atunci implicit tu lucrezi și la deschiderea pulmonară, să poți lua mai mult și să poți să susții acel aer pe care îl iei. Tenorii și sopranele fumează? Sunt unii care fumează. Reduce durata carierei? Nu neapărat. În general, tot ce vine fum, băutură, de fapt, deshidratează corzile vocale. Și atunci fiecare cum își simte organismul. Deci dacă tu fumezi și bei foarte multă apă și compensezi, poate deci fi ok. Am dat și un set de instrucțiuni pentru cei care vor să se apuce de asta, să nu facă aceste lucruri. Da. Ana Cipotari, a fost o plăcere să avem alături și de noi. Mine, mulțumim mult, mult de tot. Dar nu o să o lăsăm să plece. No. Până nu vedem și un videoclip. Deci, categoric. Și te mai așteptăm pe la noi. Ușa deschisă. Poate să intre cine vrea.